Suntem la ultima din cele 6 lecții care le-am făcut noi până acum, care ne-am propus pentru seminarul acesta. Și ultima lecție este despre sfințirea și slujirea noastră la locul de muncă sau de studii, sau unde ne facem studiile. Și vom începe lecția cu două întrebări. De ce este important să trăiești în sfințenie la locul de muncă sau de studii? Cum răspundeți la întrebarea aceasta? Așa e și mântuirea, de ce ne jur, cum a spus dumneavoastră, că oamenii știu, uite, așa mai baptiz, ce bine a făcut, și așa o să văd și să pensă. Așa, pentru că așa este o mărturie frumoasă pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru Evanghelie. În felul acesta este o mărturie frumoasă pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Evanghelie. Cum mai putem să mai răspundem la întrebarea asta? În doilea rând, sfințenie e bine, adică tu nu te... Nu ai chipul veacului acesta. Deci tu te menții în sfințenia. Ție nu-ți faci rău. Nu-ți faci rău ție, da. Nu te potrivești chipului veacului de acum. Da. Încă ceva, când tu vrei să vorbești din Cuvântul Dumnezeu și tu nu trăiești ceea ce vorbești, atunci cum tu vorbești, dar tu nu ești, de fapt, ceea ce vorbești mie. Așa, deci dacă nu trăiești potrivit cu ceea ce vorbești, oamenii zic că ești un fățarnic și vorbesc de rău nu numai pe noi, dar vorbesc de rău și Cuvântul lui Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos și pe Domnul nostru. Mhm. Poate nu mai tangență cu creștinii, cu baptiștii chiar. Și după tu făcându-mi mărturia, ei îi califică puteți la fel ca tine. Despre toți oamenii cred așa, cum vor crede despre tine? Pentru că tu ești un reprezentant al lor. Ești un reprezentant al creștinilor și despre toți creștinii vor gândi așa cum te-au văzut pe tine. Tot așa cum noi, când ne întâlnim cu un om din altă țară, pe urmă gândim despre toți oamenii din țara aceea, potrivit cu impresia care ne-a făcut omul ăsta. A fost un om bun, gândim bine despre toți. A fost un om rău, credem cu toți așa din țara aceea, cum a fost omul respectiv. Deci, creez o impresie greșită despre Hristos, despre creștini, despre credință. Dar ce posibilități de slujire ne sunt oferite la locul de muncă sau unde ne facem noi studiile? Este a doua întrebare. Ce posibilități pentru slujirea noastră creștină ne sunt oferite la locul de muncă sau la acolo unde ne facem studiile? Nu-i clară întrebarea? Cine a înțeles întrebarea? Ce posibilități, care e slujirea noastră creștină? Să fim martori ai Domnului Iisus Hristos, să vestim Evanghelia. Ce posibilități pentru asta? Pentru a fi martori ai lui Iisus, pentru a vesti Evanghelia. Ce posibilități concrete ne sunt oferite nou la locul de muncă sau la locul unde îți faci studiile? Ajutor colegilor. Cum? Ajutor? Da, ajutând colegii. Răspunzi, da. Împlinești nevoile colegilor. Și atunci când împlinim nevoile lor, trebuie totodată să ne folosim de asta, posibilitatea asta, ca să le vestim și cuvântul. Văd noi că ea ca el, nu simplu m-a ajutat, că el e bun bun, dar așa fac toți creștinii și că așa ne învață Domnul Iisus Hristos. Și le spunem despre Domnul Iisus Hristos, deci să le vorbim despre Domnul Iisus Hristos la oamenii aceștia. Petrecem timp cu ei, toată ziua petrecem cu ei acolo. Cel mai mult timp din zi petreci cu oamenii aceștia. Deci dacă petreci timp cu ei, ai posibilitate să le vorbești. Bineînțeles, ai posibilitate să le vorbești mult despre Hristos. Bine, acum vom citi câteva texte din Biblie și vom scrie tot ce învățăm despre purtarea și slujirea unui creștin la locul de muncă. Vom începe cu 1 Timotei, capitolul 6, versetele 1 și 2. 1 Timotei, capitolul 6. Versetele 1 și 2. Cine ați deschis, vă rog să citiți cu voce tare. Toți cei ce sunt sub jurul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i desprețuiască, sub cuvânt că sunt frați și să le slujească și mai bine. Tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbilor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oamenii aceste lucruri și spune-le apăsat.
La vremea când a fost scris Noul Testament, era o rânduire sclavagistă. Erau robi. Oamenii, mulți robi au crezut în Domnul Iisus Hristos. Robii erau foarte diferiți. Erau robi care au fost născuți în casă și ăștia erau cei mai scumpi, pentru că ei nu știau gustul libertății. Ei erau supuși, au fost învățați de mici, crescuți, să slujească cu credincioșii. Dar erau și robi care au fost luați prizonieri de război. Ăștia cei mai răi erau, pentru că au fost ostași. Pe un ostaș l-ai făcut rob. Ce fel de rob poți să iasă dintr-un ostaș care are un spirit de luptător și el e pus să lucreze? Deci ăștia sunt rebeli, ăștia totdeauna caută prilejul, ori să fugă, ori să răzbune, ori să facă ceva. Și ăștia nu sunt buni robi. Robi care au fost, din pricina datoriilor, au fost robi. Aveau datorii și n-au avut încotro și au fost vânduți în robii. Au fost vânduți cu familia lor, deci din diferite motive. Robi care au fost furați. Veneau oameni, veneau ăștia, cei care făceau comerț cu robi, furau dintr-un popor și vindeau un alt popor, furau oamenii și vindeau. Deci diferit, diferit ajungeau oamenii robi. Oricare n-ar fi fost felul cum a ajuns cineva rob, din moment ce a ajuns rob, era rob. Acum, unii au devenit creștini. Ei lucrau. Principala datorie a oamenilor ăștia, a robilor, era să lucreze. Principiile care le dă aici Pavel pentru robi, ele se aplică la toți oamenii care lucrează, toți care suntem, chiar dacă nu suntem într-un sistem de ăsta sclavagist. Noi acum, dacă vrem, plecăm de la serviciu, nu? Noi nu suntem siliți, ei nu puteau pleca. Noi dacă vrem plecăm, dar din moment ce ești angajat undeva la studii, la servicii, trebuie să ai o atitudine. Așa că noi din tot ce le spune Pavel robilor cum trebuie să se poarte, în procesul de lucru, la producții sau cum, atunci trebuie să ne se aplică nouă. Hai să vedem care sunt principiile care ne se aplică nouă la locul de muncă. 1. Un principiu din versetul 1. Așa, să-i socotim pe stăpânii noștri vrednici de toată cinstea. Să le arătăm respectul, vrednici de toată cinstea. Să le arătăm tot respectul la conducătorii noștri, așa? În lumea noastră nu fac asta. Pe conducători nici nu-i observă. Pe conducători vorbesc de rău, îi critică. Numai nemulțumiri la adresa conducătorilor. Nici nu mai vorbim că nu știu respect elementar care să-l dai, de a oferi loc, de a te îngriji, să-i dai loc la masă sau ceva, să-i arăți respectul. Cum arătăm noi respectul? Nu așa arătăm respectul. Prin a-i da întâietate cumva arăți respectul? Da. Da, așa se arată respectul. Prin a-i da întâietate, prin a-i sluji, ai oferi o slujire, ceva, asta faci. Deci în cultura noastră lucrurile astea s-au uitat. Aici spune, la conducătorii noștri trebuie să-i socotim vrednici de toată cinstea, înseamnă să le dăm cinstea toată. Să le arătăm respect. În tot ce faci, să arăți respect față de conducători. Cu asta începe. Vedeți, nici nu începe încă cu calitatea lucrului sau cu ceva. Arăți tot respectul față de conducători. Așa se poartă un creștin. Asta e cartea lui de vizită a unui creștin. Creștinul totdeauna se va purta cu tot respectul față de conducătorii lui. Indiferent. E la școală? Dacă ești la școală, înseamnă cu tot respectul față de profesorii lui. Tăi. Ceilalți elevi se poartă cu dispreț, vorbesc cu aroganță, cu dispreț la adresa profesorilor tăi. Niciodată așa ceva nu este la tine. Tu totdeauna te porți cu tot respectul. Cum să arate respectul tău? Asculți la lecții. Pentru un profesor înseamnă că arăți respect când el predă și tu asculți. Tu nu discuți cu alții, nu-ți cazi de treburile, tu asculți. Pentru un profesor înseamnă că arăți mult respect când după lecție te apropieți și mulțumești pentru lecția care ți-o predat-o, cum a făcut o muncă. Cine vine să-i mulțumească la profesor? Foarte puțin. Nici nu pun niciun preț pe munca lor. Deci te-ai apropiat, îți mulțumești. Arăți apreciere totdeauna. Asta face o mare diferență. Am mai spus despre asta, că odată ne-a chemat la Danu la școală să ne... profesoarea, că ei mai mulți elevi acolo nu și-au stricat o bancă, nu și-au făcut ei, mai mulți, ei s-au jucat și-au stricat o bancă. Și când am venit acolo la școală, am ascultat de acum tot, trebuia să reparăm, ok, să reparăm tot. S-au plâns pe toți, inclusiv și pe Danu, dar după asta... zice domn Filat, când mă pornesc, domn Filat, dar mai vreau să mai spun ceva, zice. Zice, niciun elev nu se apropie după fiecare lecție să mulțumească pentru lecții, zice, numai Daniel face asta. Asta a fost
concluzia finală cu care a încheiat, că a făcut el și toate astea au făcut-o, dar asta a impresionat-o și pe ea, că el e elevul care totdeauna se apropie, pleacă, îl se apropie și mulțumește. Și când a plecat la școală, primul lucru care i-am spus, asculți la lecții și după ce se încheie lecția, te apropii și mulțumești pentru lecție și apoi pleci. Înseamnă mult asta. Asta este un fel de a arăta, de a arăta cinste și respect, nu? Așa, și asta este sfințenia noastră, identitatea noastră de creștini. N-am învățat noi ieri acolo să nu fie cuvinte porcoase, cuvinte de cel, cuvinte de cel, ci cuvinte de mulțumire. Și noi creștini știm a mulțumi. Și noi totdeauna apreciem, arătăm aprecieri pentru mai marii noștri, arătăm grijă pentru mai marii noștri, tot respectul, le dăm întâietatea și știm să mulțumim, știm să apreciem, arătăm aprecieri pentru ceea ce fac. Așa ne învață Scriptura, nu? Cu asta începe, nici încă nu a vorbit nimic despre lucru. Zice să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea. Că dacă facem așa, care e efectul? Ia uitați în versetul ăsta. Care e efectul? Numele lui Dumnezeu și învățătura nu sunt vorbite de rău. Invers, sunt vorbite de bine. Uite, ăsta e creștin, uite-l ce frumos. O atitudine total diferit. Și cu cât mai rău se poartă alții, cu atât e mai mare contrastul și unde e mare contrastul, e foarte vizibil atitudinea noastră. Înțelegeți? Și acum se pare că noi trăim vremuri în care niciodată nu a fost atitudinea oamenilor atât de urâtă cum e azi. Oamenii își disprețuiesc conducătorii sub pretext de democrație, de egalitate, de asta disprețuiesc tot. Nu facem așa. Noi creștinii arătăm tot respectul, foarte atenți. Foarte atenți, când te duci la o masă, te uiți atent unde e conducătorul, ce face conducătorul, cum e el. Nu am luat și am lăsat conducătorul în umbră, nu fac așa, mă uită repejor, stai, ce pot face acolo, atent, cu atenție acolo, când în lucrurile de zi cu zi cum le fac, sau învățătorul dacă este, în felul cum fac zi cu zi, am intrat în autobuz toată clasa și nu am lăsat niciun loc la profesor și am intrat profesor și profesorul nu are loc. Nu, primul lucru care am intrat, nu m-am gândit la mine, trebuie să am loc, dar primul loc trebuie să-l aibă profesorul. Domnul profesor, veniți, vă rog, este bine sau doriți un alt loc? Sau înainte de a intra în autobuz, domn profesor, dar ce loc doriți? Unde doriți să stați? Să vă simți bine, profesorul? Grozav, copii. Sau, domn profesor, ne-am așezat la picnic, aici stăm la... Unde doriți noastre să stați? Aici doresc sau acolo? Foarte bine. Domn profesor, că domn profesor discută, el nu stă acolo. Cineva a venit răpejor la profesor și cu ce doriți să vă serveți? Ce vreți? E frumos? E o atitudine frumoasă? Nu fac nimeni asta. Nimeni nici măcar nu învață. Părinții nu învață asta. Nu învață pe copii, nu te învață. Evanghelia ne învață așa să facem. Așa e corect, așa e frumos. Să-i socoți pe mai marii tăi vrednici de toată cinstea. Așa să te porți totdeauna. Asta e cartea noastră de vizită. Și zici că noi facem așa, învățătura și numele Domnului nostru Iisus Hristos nu este vorbit de rău, e vorbit de bine. Grozav, ăștia sunt oameni de altă stofă. Este altă stofă de oameni. Învățătura Domnului Iisus e vizibilă în oamenii ăștia. Uite cum trăiesc ei. Și trai frumos a ei. Următorul zice, dar dacă ai stăpâni credincioși, ce fac cei mai mulți care au stăpâni credincioși? Îi disprețuiesc. Sub cuvânt că sunt frați. Noi suntem frați. Tu ești frate, eu sunt frate, suntem toți egali și suntem egali. Și gata. Suntem egali. Este adevărat, suntem egali, dar cum spunești, tocmai pentru că-i frate, cum se face? Cum se procedezi? Încă pe lângă faptul că este conducătorul meu, stăpânul meu, așa e? Încă mai este și fratele meu în Hristos. La tot respectul care îl dau pentru că este conducătorul meu, oricare n-ar fi el, numai prin însăși faptul că este conducător, este într-o poziție în care eu trebuie să mă raportez la el ca și conducător. Prin faptul că el este conducător, el este vrednic de cinstea mea. Eu trebuie să-i dau cinstea pentru poziția care o are el. Acum, pe lângă faptul că el este în poziția asta, mai este și fratele meu, să mai adaug încă mai mult, zice. Tocmai pentru că este frate, să-i slujești și mai bine. Și mai bine, fiindcă este cel care se bucură de binefacerea ta, este fratele tău, zice. Este credincios și este prea iubit. Niciodată nu desprețui conducătorul tău sub pretext că el este frate. Și suntem toți egali. Și ce? Da ce? Ce? Cu stea în frunte? Așa, o expresie. O vorbim noi des. Nu. Așa nu procedăm. Noi suntem oameni înțelepți care cunoaștem Sfintele Scripturi, cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne învață cu tot respectul să-L arătăm. Tot respectul.
respectul se manifestă în ascultarea noastră față de ei, se manifestă în... Și spune aici, învață pe oamenii aceste lucruri și spune-le apăsat. Apăsat, insistent, să înțeleagă toată lumea. Asta e punctul de pornire, înainte de a vorbi despre felul cum ne îndeplinim munca. Este vorba de felul cum ne raportăm la conducători. Dacă nu ne raportăm corect la conducători, efectul, nu uitați încă o dată, care va fi efectul din versetul 1? Va fi vorbit de rău ce? Numele lui Dumnezeu, numele Domnului nostru Iisus Hristos și învățătura creștină pe care urmăm noi va fi vorbit. Dar ce învățătura asta? Uite-l cum se poartă, un rebel. E un rebel, se poartă așa. El, copil de Dumnezeu, el e creștin, uite-l cum se poartă. Nu se poartă copiii lui Dumnezeu așa. Nu contează că profesorul acela e problematic, nu mai probleme face. Eu nu sunt problematic. Eu sunt copil de Dumnezeu și eu, pentru că el mi-e profesor, eu îi dau cinstea cuvenită pentru că el mi-este profesor și eu mă raportez corect la el. Haideam, e treaba lui, cum el se poartă, eu mă raportez corect. Următorul loc, Efeseni 6, de la versetul 5 până la 9. Citiți, vă rog. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, uitați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și ca înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Așa. Ce învățăm nou despre felul cum trebuie noi, ca și sfinți, să ne purtăm la locul de muncă? La locul de muncă. Iar vorbește despre stăpânii noștri, despre conducătorii noștri, așa? Conducătorii noștri, acolo unde sunt la locul de muncă, la locul de studii, ce să fac? Să ascult de ei. Să ascult înseamnă să fac ce mi se spune. Așa? Diavolul se face diferență între a sluji Domnului și a sluji oamenilor. Foarte corect. Foarte corect. Deci asta e trăirea mea de creștin acolo. Slujiți Domnului în felul cum îi slujiți. Zice, slujiți stăpânilor, fiți supus, ascultare. Ascultați de stăpânii voștri. Cum? Cu frică și cu tremur. Cu ce frică și cu tremur? Ca să nu fiu prins și bătut, dat afară de la servici sau de ce? Care? Pentru ce frică asta și cu tremur? Oh, pentru că eu nu vreau să-l supăr pe omul ăsta, așa? Cu frică și cu tremur. Înseamnă că măsor bine cuvintele. Atent vorbesc, nu? Foarte atent vorbesc cu omul ăsta. Vorbesc cu omul ăsta cu dispreț, i-arunc de astea vinuiri, i-arunc, vorbesc cu el parcă eu nimeni. Așa e normal să spartă un creștin la locul de muncă sau la școală, la... așa să vorbească? Categoric nu, niciodată un creștin nu va face. Cu tot respectul, nu vorbesc. Lasă, alții fac, așa e treaba lor. Eu am frică de Dumnezeu și umblu înaintea lui Dumnezeu. Eu trăiesc cu o atitudine frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Ori veni alții și ori spune, ai, ce, că te porți așa că lingușești sau nu știu ce faci. Nu. Eu trăiesc așa înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu mă învață să am o atitudine plină de respect față de mai mare mie. Am avut momentul ca să mă folosești de ce faci așa. Așa e care te învinuiesc? Da, exact. Deci totdeauna să te porți frumos, foarte frumos. Și ascultă. Când ți-a spus stăpânul, când ți-a spus conducătorul, fac așa. Ascultați înseamnă a face, ți-a spus conducătorul, nu? Mi-a spus așa, așa fac. Fac lucru. Care mi s-a spus? Mi-a spus în termenii ăștia, fac. Dacă anumite lucruri n-am reușit, să zicem, a fost un motiv serios că n-am reușit, am venit cu respect, nu cu învinuiri la adresa conducătorului, așa? Venit cu tot respectul, cu toată smerenia, mă iertați, n-am reușit. Îmi pare rău, îmi cer scuze. Cer scuze că n-am reușit. Este o atitudine frumoasă. Vei avea tot respectul de la conducător. Te miri pe urmă că nu înțelegi de ce conducătorul tău cu altul vorbește cu atâta respect, dar pe tine te ține așa din strâns și apăsat. Cu tine vorbește răspicat. De ce așa? Păi uite atent cum te porți tu.
Poate altul totdeauna vorbește cu respect, știi, să-și ceară scuză, știi? Și la conducătorul nu trebuie să facă destul, el știi, la omul acela destul știuiți la el și omul acela a plecat capul, că e rușine că a greșit ceva. Dar altul vine cu învinuiri, vine cu greșit și conducătorul trebuie să-i, că e o datoria conducătorului să-l pună la punct, cel care trebuie pus la punct. Că dacă nu-l pune, atunci nu mai este conducător. Și atunci nu fi unul din ăsta care trebuie să fie pus la punct așa, trebuie să fie un om sensibil, care o înțeles bine și dacă am greșit, mi-am cerut iertare, dacă ceva repejor și am făcut. Când conducătorul trebuie știi, dacă mi-a spus mie, lucrul e făcut. Cu mine nu sunt ca cu alții care vin totdeauna cu scuze, cu de-asta, asta nu e ascultare. Ți-a spus, ai făcut lucru și l-ai făcut bine, la calitatea cea mai bună. Următorul, ce spune aici? Nu numai când sunteți sub ochii lor. Ca și unii care vreți să plăceți conducătorului și să creați o imagine greșită, că în inimă nu e așa. Dar zice și când el nu-i de față, totdeauna vă faceți munca foarte bine. Și cu bucurie. Și cu bucurie, zice. Ca Domnului. Munca mi-o fac înaintea Domnului și o fac frumos. Și pentru o astfel de comportare, noi la lucru mergem numai pentru bani? Noi tot măsurăm numai în salariul care îl primim? Ia uitați-vă versetul 8. Care e răsplata noastră? Salariul care îl primim? Deci dacă tu ca și creștin spui că după salariul care mi-l dau ei mie, eu încă foarte bine mă port. După salariul care mi-l dau ei mie, eu încă foarte mult lucrez. Zic așa oamenii. Am eu dreptul ca și creștin să gândesc așa? Dar eu ce pentru salariu lucrez? Ce îmi spune aici? Eu lucrez pentru salar sau eu pentru altceva eu îmi trăiesc viața așa frumos? Ce spune versetul? Uitați-vă, ce spune versetul? 8. Răsplata de la Domnul. Fiecare va primi răsplata de la Domnul. Nu, pentru felul cum eu îmi fac slujirea acolo, la locul meu de muncă sau la locul de studii. Nu prin note, că după notele care mi le dă profesorul ăsta, încă foarte bine m-am purtat. Că mi-a pus numai note de astea, nu mi-a pus note aceea. Nu, dragul meu, noi răsplata nu o luăm în note, nu o luăm în salar. Cum nu? Noi răsplata adevărată o să o primim de la Dumnezeu, pentru felul cum ne purtăm, acolo la servici, la noi. Nu pentru pensia care vreau să o iau, nu pentru, nu știu, ce-o fi, premii, ceva. Dacă le avem, astea mulțumim Domnului, dacă le avem, avem un salar decent, avem ceva, dar noi... Răsplata noastră principală este cea care o să primim de la Domnul. Și Domnul zice, pentru felul cum noi ne purtăm la servici sau la școală, ne așteaptă răsplata. Așa e sau nu? Ia uitați, în ce context spune că fiecare vom primi răsplata pentru binele sau răul pe care îl vom fi făcut? În contextul slujbii, serviciului tău. Deci pentru tot, toate sarcinile primite și neîndeplinite, cine îți va da răsplata? Gata, numai prin salariu s-a măsurat totul? Sau cine îți va da pentru sarcinile primite și neîndeplinite? Pentru sarcinile amânate, veghează cineva la sarcinile amânate de tine? Pentru calitatea proastă a lucrului tău făcut la serviciu, veghează cineva? Veghează cineva. Pentru felul cum răspunzi șefului, cum te raportezi la șef, la conducător, veghează cineva? Și-l spune că vei primi răsplata pentru felul cum te porți. Pentru felul cum le răspunzi profesorilor, pentru felul cum îți faci temele de casă, sau nu, ca și creștin. Pentru felul cum înveți, cum îți faci... Datoria tu acolo, ca și veghează cineva la tot și îl spun, vei primi răsplata pentru binele sau răul care îl faci. Deci nu fă așa, ai grijă. Ai grijă că Dumnezeu veghează și noi toate astea le facem înaintea lui Dumnezeu. Slujirea noastră nu numai în biserică și aici este o altă viață. Nu, trăirea noastră de preoți a lui Dumnezeu este aici, la servici. Aici noi trăim, noi îl prezentăm pe Hristos prin felul nostru de a lucra, de a răspunde, de a asculta, prin atitudine. Dar vorbește aici despre noi cei care suntem conducători. Cu unii din noi suntem conducători. Poate nu suntem conducători la o întreprindere mare, dar nu știu, poate ești un conducător la o echipă acolo, nu? La o echipă în cadru. Să zicem, ești inginer, dar ai încă alți 3-4 ingineri sub conducerea ta de care te îngrijești. Sau să zicem, ești profesor la școală, ai elevii. Sau, nu știu, sau poate ești antrenor, ai... ucenicii cei pe care îi înveți. Ceva ai un rol acolo, care ai niște oameni sub conducerea ta. Cum te porți cu oamenii care sunt sub conducerea ta? Purtați-vă la fel cu ei. Ce înseamnă la fel cu ei?
Aici, cum la fel? Tot cu respect, exact, cu tot respectul. Deci cu tot respect. Și dacă sunt elevi, tot cu elevi, cu tot respect. Nu-i desprețuiești și nu mergi cu cuvinte murdare și ai de nimic. Sau dacă unul nu prinde, nu înțelege. Tu predai matematica și el nu înțelege matematică. Nu are de la Dumnezeu aptitudinile astea pentru matematică. Greu o prinde. Gata, îl desprețuiești ca om și îi spui că ești un prost. Și gata. Pentru că nu însușește obiectul meu. Da? Dar poate el uzează un campion de excepții. Un sportiv de excepții. Un artist de excepții. Faptul că nu știu matematică, gata, l-ai descalificat? Nu așa, cu tot respectul, poate invers, l-ajuți pe omul ăsta să-și vadă rolul lui. Păi, domnule, poate la matematică nu. Hai să-l ajuți ea minimul care îi trebuie lui, dar dă pe omul ăsta să-l încurajezi, să-l lansezi în viață. Cu respect. Mă port cu respect cu oamenii. Când eram la Biserica Iisus Salvatorul, în primii ani de credință ai mei, făceam de pază noaptea, pe rând, bărbații din biserică, pentru că se construia biserica și trebuiau păzite materialele de construcție. Și într-o noapte am făcut cu un frate, tot Vasile îl chema, și el toată noaptea mi-a povestit diferite istorii, unul la altul ne-am povestit cât am stat și el mi-a povestit, uite, zice, lucram într-o organizație, zice. Și când am venit dimineața, acolo erau trebuia să fie paznici. Erau niște studenți paznici. Și pe un student l-am găsit dormind la paznic, l-am găsit dormind. Puteam să intru în situația lui, dar nu i-am intrat în situație, zice. Am fost foarte categoric cu el. Puteam să-l mustru, puteam să-i zic ceva. Când nu-i corect, nici așa nu-i corect. Puteai să-i spui, măi, tu ești la datorie, măi, băiete. Și dădeai o lecție de viață, nu poți, ești la datorie. Dar dacă îți fura asta, dacă îți fura asta, dacă îți făcea aceea, cum te descurcai? Eu, zice, am fost foarte categoric, l-am făcut de rușine, l-am dat afară, zice. Și-a plecat. Și, zice, după mai mulți ani, într-un proces juridic, nu știu ce, când mă trezesc, judecătorul e studentul celălalt. Și m-a recunoscut, zice. Îți mai amintești de mine? M-a rușinat total. Nu știi cine or să fie oamenii ăștia. Acum e copil, acum aleargă pe aici, dar tu știi cine o să fie el mâine? Dar nu contează cine o să fie mâine. Cine este el azi? El azi, el are chipul lui Dumnezeu în el. Nu te purta cu lipsă de respect, ca și conducător. Tot respectul arată pentru oameni. Arată prețuire pentru oameni. Și dacă el nu e în domeniul tău bun, tare, poate el e în alt domeniu. Când este vorba de o atitudine greșită, așa, și o discută, nu înseamnă a nu confrunta. Dar respectul trebuie să-l ai totdeauna. Totdeauna să păstrezi respectul pentru oameni. Nu arăta dispreț. Deci spune și voi stăpânilor, purtați-vă la fel. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer. Și Dumnezeu nu caută la fața omului. Deci când ajungem acolo, nu mai contează ce poziție am avut aici pe pământ. Cu unii am fost conducători, alții am fost subalterni, așa, nu mai contează. Acolo dăm raport pentru felul cum ne-am îndeplinit rolul. În rolul ăsta, eu m-am purtat frumos și cu respect cu toți oamenii, sau nu? Asta înseamnă o atitudine frumoasă. Următorul, Coloseni, capitolul 3, versetul 22 până la 25. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci curăție de inimă, ca unii care vă temem de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Deci cine umblă cu trâmbătate, îi va primi plata după trâmbătate pe care a făcut-o. Și nu se arată, se are în vedere fața lui. Tot textul ăsta, pe ce pune accentul? Pe ce pune accentul aici? Dacă acolo au pus accentul pe atitudinea față de conducător, ați văzut, da? Da, aici pe ce pune accentul? Pe calitate. Bravo! Cine ați zis asta? Ați observat bine. Aici este pus accentul pe calitatea lucrului care îl faci. Și aici, hai să vedem cum spune. Deci, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri. Nu numai când sunteți sub ochii lor. Deci când ești sub ochii lui, faci calitate bună, că te vede el. Inspectează. Dar când a plecat stăpânul, nu mai contează calitatea, că stăpânul nu vede. Poți face orice. Sau nu faci nimic. Ci nu faceți așa. Dacă faci așa, atunci înseamnă că nu mai este curăție de inimă și înseamnă că nu mai este frică de Dumnezeu. Dacă calitatea nu este cea mai bună,
și nu faci tot efortul să-ți faci lucrul la calitatea cea mai înaltă, înseamnă că nu ai frică de Dumnezeu. Cu un creștin care are frică de Dumnezeu, totdeauna face lucrul la calitatea cea mai înaltă. Verifică calitatea. Trebuie să-i făcut lucrul cel mai bine. Orice face, zice, să fie făcut din toată inima. Toată inima, tot efortul, toată pasiunea. Fac bine, bine lucrul ăsta. Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Deci lucrul ăsta trebuie să treacă controlul de calitate la Dumnezeu. Așa? Nu numai la șef, că șeful poate ceva să nu vadă. Sau cei care inspectează ceva o să ascundă și ei nu o să vadă. Ascundem. Oamenii învață fel de fel de strâmbătate, șmecherii ca să ascunde, să ascunde calitatea. Știți cuvântul sincer de la ce cuvânt previne? Provine? Cuvântul sincer e un cuvânt din o combinație din două cuvinte din limba latină. Sine, cera. Și ce înseamnă asta? Când făcea un olar vasul, se întâmpla că la vas să fie vreo fisură. Și ca să înșele cumpărătorul, punea ceară. Dădea cu ceară pe acolo. Și vasul mergea, se vindea. Asta e cu strâmbătate, am luat cu strâmbătate, așa? Când știi că calitatea e ascunsă. Îți place când ai cumpărat un lucru și nu ți-o spus despre asta, că el are neajunsul ăsta. Și după aceea, și nu fă niciodată așa, nu vinde un lucru așa. Dacă vrei să vinzi un lucru, repară-l de plin tot ce poți, apoi spune la om, are neajunsul ăsta, așa este, așa este. Dacă vrei, îl cumperi, dacă nu îl cumperi, să știi tot. Nu înșala, nu-mi plac cu strâmbătate, înseamnă plac cu strâmbătate. Deci, dar ăștia, v-am spus, vindea vasul așa. Și atunci, cine era experimentat la cumpăratul vaselor, lua vasul și îl punea la soare. Acolo unde este ceară, se vedea. Și dacă nu se vedea nimic, spunea sine ceară. Fără ceară. Este fără ceară. Sincer înseamnă fără șmecherii, fără destul. Orice om în domeniul lui, el găsește, știi, învață pe șmecheriile care se le fac pentru a duce în eroare. Toți în domeniul lor îi știu. Fac asta, fac asta, fac asta. De asta când îți faci publicitate, nu vezi, vrei să... Eu ce am învățat despre atunci când închiriez un loc pentru a face un eveniment. Niciodată să nu stau cu ceea ce se vede pe reclamă. Dacă pot să merg la fața locului, să văd. Pentru că reclamă îți spune lucrurile frumoase, nu îți spune lucrurile care... Când ai mers și ai văzut tu, atunci știi. Merită prețul, nu merită prețul. Și iată, pentru tabăra de la Bulgaria am făcut efortul și l-am trimis pe Igor până acolo să o vadă. Au făcut drumul până la Bulgaria, am văzut tabăra și eu, Igor, am văzut tabăra, e excepțională. Foarte bine și ne-am bucurat toți din plin și ne ducem anul ăsta a doua oară acolo. A fost, încă când am fost acolo am descoperit și mai întâi, că nu știam mâncarea cum este, am văzut numai locul. Am mai văzut și mâncarea, ce bine a fost. Tot e excepțional, e, acum vrem să mai merg. Da? Ce-ți spune aici? Nu la cu strâmbătate. Nu-mi plac cu strâmbătate nimic. Nu-mi plac cu șmecherii ca să înșeli, să strici calitatea, să dai drept este o altă calitate. Care mai este altfel de strâmbătate? De-ați căuta scuze să nu faci lucru. A, sunt unii oameni maestri la asta. Vă amintiți de pilda aceea cu talanții? Cine avea cele mai multe argumente? Cine avea gura cea mai mare? Ultimul a venit cu gura cea mai mare. Cine avea cele mai mari plângeri la adresa stăpânului? Care nu a făcut nimic. Cine avea cele mai mari obrăznicii în discuția cu stăpânul? V-ați văzut câte obrăznicii discuta el cu conducătorul stăpânului? Ceilalți au venit, Doamne, atât am venit, atât am adus. Ia-ți ce este altă. Vorbim cu respect. Așa, nimic nu și-a asumat lor. Mi-ai dat atâta, eu atâta am adus, am mai câștigat încă 2 talanți, ia-ți ce este altă. Doamne, mi-ai dat 5, eu am mai câștigat cu ei încă 5, acum 10 de tot. Ia-ți ce este altă. Este altă. Cu respect, tot respect. Este, aaa, știut că ești un om aspru. Seceri de unde n-ai semănat? Seceri de unde n-ai semănat? Parcă ți-o dat un talant. O semănat. Strângi de unde n-ai vânturat? Strângi de unde n-ai vânturat? Parcă ți-o dat un talant. Am știut că ești un om aspru. Aspru? M-am temut și iată ți-am adus. Ia-ți ce este al tău. O, rob viclean și leneș, zice, da? Stăpânul l-a pus la punct imediat. Rob viclean și leneș. Zici că secer de unde n-am semănat, strâng de unde n-am vânturat, pornim de la vorbele tale. Unde este atunci? Unde e câștigul care trebuia să-l aduci? Ce ai făcut? Unde e câștigul? Nu-i nimic. Luați-i tot ce este al lui. Nu merge așa. Nu-mi plac cu strâmbătate. Iată, el îmi plac cu strâmbătate. Vina lui
În loc să-și recunoască vina lui, îl face vinovat pe conducător pentru ceea ce el nu face. Pentru lenea lui, pentru viclenia lui, folosește viclenia. Nu umbla cu viclenie, nu fa asta nici la școală. La școală tu știi cum o faci asta. A, că profesorul nu a spus până la urmă, a, că nu ne-a dat asta, a, că nu a făcut aceea. Găsește o vină la profesor ca să te scuzi pentru strâmbătatea ta. Nu fa așa, nu umbla cu diestea. Ce spune aici, la locul ăsta? Cine umblă cu strâmbătate? La servici, sau la școală, sau la studii, sau unde este el? Și în biserică, că cei care umblă cu strâmbătate la servici, în biserică, tot așa. Tot așa. Totdeauna alții-s vinovați că ei n-au făcut... Ei au sarcini, au responsabilități, nu își îndeplinesc responsabilitățile și apoi alții-s vinovați că ei nu și-au îndeplinit responsabilități. Că a fost acel, a fost celălalt și a fost acel. De asta eu n-am făcut. Zice, cine umblă cu strâmbătate va primi plată după strâmbătatea pe care a făcut-o. Și în fața lui Dumnezeu nu se caută fața omului. Fiecare își va primi, nu contează ce poziție ai avut, cât de înaltă ți-a fost poziția aici pe pământ, vei primi răsplată după strâmbătate. Deci nu umbla cu strâmbătate. Fii un om cinstit, fii un om curat. Poartă-te frumos. Mergem la următorul text. Proverbi 27 cu 18. Cine îngrijește de un smochin, va mânca din rodul lui. Și cine își prezește stăpânul, va fi prețuit. O comparație interesantă, așa-i? Cine îngrijește de un smochin, ce va fi? Va mânca din rod. Ca să mănânci din rodul lui, trebuie să îngrijești. Și apoi mai departe ce spune? Cine îngrijește de stăpânul lui, ce va fi? Va fi prețuit. El va fi prețuit. Deci vei beneficia dacă te îngrijești. Cu asta s-a început primul. Felul cum trebuie să te porți cu mai marele tău. Așa? Să ai o atitudine de respect, vrednic de toată cinstea. Să te îngrijești de el, să te îngrijești de mai marele tău. Deci cel care se îngrijește de mai marele lui va beneficia, el personal va beneficia, nu? Va beneficia de asta. Pentru că mai marele va face lucrurile pentru a, cu alte inimi le face, nu? Așa? Deci așa te învață Scriptura, așa e corect. Să ai o atitudine frumoasă față de mai marele tău, acolo la servici. Să te îngrijești de el, să te îngrijești de el. Să fii bine. Și atunci vei beneficia de asta. Scriptura ne dă o înțelepciune care nu ne-o dă nimeni. Oamenii totdeauna nemulțumiți de mai marele lor. Totdeauna le pare prea mult au mai marele lor. Prea așa, prea nu. Scriptura îți spune, ai grijă de el. Că dacă lui e bine, o să fii ție bine și o să fii bine la toți. Dacă lui nu e bine, nu o să fii bine. Așa? Deci ai grijă la servici acolo. Îngrijește de mai marele tău. Îngrijește de el. Vezi ce poți face și te îngrijești, să fii bine lui. Nu măsura numai cu salariul meu, dar salariul nu vreau să-l știu. Nu în salariu se măsoară. Eu sunt copil al lui Dumnezeu. Încă invers. Îți pare că salariul poate ține de asta, sau nu? Dacă te îngrijești de conducător și dacă el bine poate să-și facă, mă, poți să faci ceva pentru el ca să-i vină lui mai ușor, să poate el face mai bine ceea. Fă ce poți pentru conducătorul tău, pentru șeful tău, pentru profesorul tău. Cum o să simt profesorul? Cel că te-ai interesat de el, are o problemă și tu, ca și elev, te-ai interesat de el. Asta înseamnă foarte mult. Foarte mult înseamnă. Elevii arată grijă. Eu am lucrat profesor în școală. Fiind student, m-am dus și am lucrat profesor de istorie în școală. Nu mult timp, vreo 3 luni, poate, 2, 3, 4 luni, nu știu, nu țin minte. Dar, fiind profesor la școală, eram și student, aveam familie deja, de asta m-am dus să lucrez și în școală, profesor. Și după antrenament, aveam antrenament dimineața tare, și m-am dus și aveam lecțiile la rând, toate clasele de-a 5-a predam, a 5-a, 5 clase de-a 5-a aveam. Prima clasă, le-am dat lecția, le-am dat temă să facă, scriu o temă. Înainte ca să le predau lecția. Întâi scriu o temă și după aceea urmă să le predau lecția. Și le-am dat să scriu temă și am adormit. Da, am adormit în față. Așa de obosit eram, am căzut pe masă și am adormit. Și copiii ce? Eu stat cu minți toată lecția și mi-au dat voie să dorm. Da.
Mai mult, copiii ce au ieșit cu minței din clasă când au sunat la pauză, au ieșit cu minței din clasă și s-au dus. Și o fetiță care de fiecare dată, după fiecare lecție, venea să-mi dea un măr. Și fetița aceea a venit cu mărul, mi-a dat mărul și mă bătut pe umăr, domnul profesor, s-a încheiat lecția, trebuie să vă sculați că o să vină alții, să nu vă găsească dormind. Dar era numai clasa a cincea. Dar și eu așa m-a simțit prost că m-a dormit, leleu, asta ce, puteți să mă dea afară din școală pentru asta, m-a dormit și am dormit lecția întreagă în fața elevilor, asta e rușine, asta e, nu, pățit așa ceva. Copiii nu s-au râs de mine, copiii nu au spus la nimeni nimic, a fost secretul nostru, nu știu nimeni, nu a aflat nimeni. Copiii de clasă, eu mă mir de maturitatea lor, nu a aflat nimeni despre asta, că imediat avea să afle ceilalți, că elevii spun la alții, fac. E ca, o fi spus-i poate, nu știu, dar cel puțin directorul nu a aflat, directorul nu mi-a zis nimic, directorul voia să rămână în școală mai departe, îi plăcea de mine. Deci, da, copilașii ăștia s-au purtat frumos. Iată, a fost un exemplu frumos de a se îngriji de mine ca și învățător. M-a văzut că s-a obosit atunci. M-a lăsat să dorm, m-a stat liniștiți, m-a ieșit liniștiți. Mi-a arătat respect copiii ăștia. Mi-a lăsat o impresie pentru toată viața copiii ăștia frumoasă, nu? O impresie frumoasă de maturitate. Pare rău că am adormit, dar asta a fost. Deci, ai grijă de felul cum te porți. Îngrijește de mai marele tău. Îngrijește, fă ce poți pentru el, că asta este frumos, este creștinește să faci așa. Cunosc un pastor din Belorusia. Și când mi-a povestit el, eu de multe ori v-am povestit despre pastor și vă spun că posibil sunteți mai mulți aici care nu știți despre el. Și el mi-a zis că în vremea comuniștilor lucra la un depot de trenuri și locomotive. Și el era, cum se numește, strungar. Zice că odată a făcut o situație foarte complicată, a fost acolo la ei, și el a putut să confecționeze o piesă pentru care a venit adjunctul ministrului Uniunii Sovietice, a venit adjunctul ministrului transporturilor, a venit acolo. Și ministrul transportului, când a aflat că el a făcut asta, a zis: "Eu v-aș da pe toți afară și l-aș lăsa numai pe ăsta, zice, să lucreze." El fi așa, zici, numai pe baptistul ăsta l-aș lăsa să lucreze, restul v-aș da pe toți afară. Dar el nici nu era baptist, el era pentecostal, dar știți că la ei toți baptiști, nu mai. Bine, dar ca și fapt divers, fratele ăsta ce mi-a spus? Zice, își băteau joc de el, el avea mulți copii, vreo 9 copii. Și una, două, iar îi tăiau salarul. Și când vine parada din 9 mai, din 1 mai, dacă nu ești la paradă, n-ai salar. Și la paradă, ce să fac? El credincios trebuie să iasă la paradă, că rămân 9 copii fără mâncare. Când ajunge la paradă, zice ăștia, eu și ia duc lui să duc portretul Lenin. Dar voi știți, zice, că eu nu împărtășesc convingerile lui Lenin, știi? De ce mi-l dați mie? Hai, las, că îi slui tu. Nu, știi? Și bate joc de el. Dar și el deștept. Luat portretul, în fața la toți. He, Vladimir Ilici, zice, vezi ce zile a ajuns? Prietenii tăi și ucenicii tăi nu vor să-ți duc portretul, să rușinează de tine. Tot mii mi-o dat să te duc. Tot mii care sunt ucenicul lui Hristos, în fața lor, spune tot. Și dă-mi repede la la. Deci el știa bine că o să procedez. Acum, una, două, și-l chemau la adunare de partid și îi țineau o morală. Și el de-am s-a învățat, stătea cu capul plecat, lasă-i, domnule, să treacă tot. Secretarul și-l de partid l-a păsat de nu mai putea. Și iar, una, două, la fiecare adunare de partid, iar, ca să nu mai fie credincios, devină și el comunist. S-a întâmplat să se îmbolnăvească secretarul de partid. Și el, când a auzit că secretarul de partid s-a îmbolnăvit, a rugat-o pe soție să pregătească ceva o mâncare și s-a dus la secretarul de partid, la spital. Secretarul, când a ieșit la ușa spitalului și l-a văzut, a încremenit. Și zice, domn secretar, am auzit că sunteți bolnav. Vreau să știți că mă rog la Domnul Iisus, vă dea vindecare, tot, și iată, v-am adus ceva aici cât stați la spital și gata, asta a fost tot, a plecat. Acela a rămas înmărmurit, nici nu a putut zică nimic. Ies el din spital, vine din nou adunarea de partid și la adunarea de partid încep iar. Îl cheamă pe fratele nostru și dă-i bătai. Toți l-au criticat toți și de-am ajunge rândul secretarului. Și secretarul auzit zice,
Iată, eu sunt secretarul vostru de partid și voi toți sunteți comuniști, sunteți tovarășii mei. Cât am fost în spital, zici, nimeni din voi nu a venit să mă viziteze. Dar iată, ăsta care noi zicem că e vrajmaș și așa, numai el singur a venit la mine. Să vă fie rușine, le-a spus la toți. De azi înainte nu-i mai ziceți un cuvânt la omul ăsta. Domnule Alexandru, pare că-l cheamă. Domnule Alexandru, pleacă, gata. Ai tot, mai mult numai aici, căutat la adunările noastre de partid. S-a încheiat. Deci, ce-a făcut omul? Prin grija lui l-a câștigat. O lăsat o mărturie frumoasă creștinească? Așa o mărturie frumoasă a lăsat. Deci ce-ți spune? Îngrijește. Îngrijește de mai mare. Chiar și acolo unde e problematic, unde e ceva. Că așa câștigi pe oameni. Ultimul text. Nu, penultimul. Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul de la 1 la 4 și apoi de la 18 la 28. Aceeași persoană să citească ambele texte. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit un ideu numit Acuila, de neam de Pont, venit de curând din Italia, cu nevasta sa Priscila. Deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îi pleca pe iudei și pe greci. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Acuila. După ce și-a tuns capul în Chencrear, făcuse o juruință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit și și-a luat rămas bun de la ei și a zis, trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o facă în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat în Efes. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat bine bisericii, s-a pogorât în Antiohia. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărit pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu, numit Apollo, veneam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în spune. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh împocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus. Măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Aharia, frații l-au îmbărbătat să se ducă. Și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe care cei ce crezuse. Deci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristos. Așa. Noi vorbim despre atitudinea la locul de muncă. Pavel, venind în Corint, n-avea resursele necesare pentru lucrare și s-a angajat la lucru împreună cu Acuila și Priscila. Se pare că s-a angajat la ei, nu? Așa că mai devreme veniți acolo erau Acuila și Priscila, afacerea era a lor. El s-a oprit la ei, găzduia la ei, cum era în gazdă la ei și lucra împreună cu ei. Ce învățăm de la Pavel, la locul lui de muncă? Cum a slujit el la locul de muncă? Cum a trăit el la locul de muncă? Ce a făcut el? Vedeți ceva? Deci dacă ei au crezut în Domnul Iisus Hristos, înseamnă că Pavel le-a vorbit, le-a spus Evanghelia și i-a câștigat pe oamenii ăștia pentru Hristos. Și se pare că n-a luat mult timp până i-a câștigat. Numai i-a câștigat, numai s-au pocăit, numai asta a fost. Ce au mai făcut?
I-a învățat, i-a pregătit pe oamenii ăștia, a făcut din ei niște lucrători în Evanghelie. Deci oamenii ăștia erau, numai corturi făceau și mergeau la sinagogă, asta e tot. Dar el i-a pregătit pe oamenii ăștia, când a plecat din Corint în Efes, i-a luat cu el, gata, deja oamenii ăștia sunt niște misionari pregătiți, sau nu? Niște misionari pregătiți bine, dacă misionarii ăștia au fost aduși în Efes pentru plantarea bisericii din Efes. Acolo i-a lăsat pe ei, i-a lăsat cu un scop, nu i-a lăsat întâmplător. Și ei exact aceeași metodă o urmau, mergeau la sinagogă și când l-au văzut pe Apollo la sinagogă, l-au chemat pe Apollo la ei acasă și acasă lui Apollo i-au vorbit mai cu deamănuntă, l-au învățat, înseamnă că ei erau învățați bine. Pavel a folosit tot timpul cât a lucrat împreună cu ei pentru a învăța. I-a învățat foarte intensiv, că dacă nu i-ar fi învățat așa, ei nu aveau să fie atât de bine pregătiți. Deci el timpul petrecut cu ei l-a folosit pentru a învăța Scripturile. Poți face și tu așa? La locul tău de muncă, acolo unde ești, să înveți pe oameni de Scripturi, să le vorbești la oameni de Scripturi. Gândește numai dacă în fiecare zi ai împărtășit cu oamenii la locul tău de muncă ceea ce înveți din Scripturi. Gândește dacă săptămâna care vine vei împărtăși cu oamenii la locul tău de muncă tot ce ai învățat aici, la seminarul ăsta. Acum, vineri înainte de a veni aici, m-am dus să mă frezez. Și când m-am frezat la persoana care mă cunoaște, Olesia, ok. Oh, salut, Olesia, ce mai faci? Bine, familia e bine? Bine. Dar dumneavoastră ce mai faci? S-abia așteptam întrebarea. Și am început să-i povestesc cu deamănuntul ce fac. Cu deamănuntul am fost acolo, am predat asta, i-am învățat pe oameni asta, am fost acolo, i-am predat asta, le-am vorbit asta, așa, și gata, s-a pornit discuția. Și când m-a întrebat, m-a întrebat ce fac, îți spun ce fac. Și spun, nu numai ce fac, dar îți spun ce am învățat. Acum, ajungi mâine la serviciu, cum ai petrecut weekendul? Hai să-ți spun. Am fost la Coșnița, am avut un seminar cu biserica și am învățat. Și pornești și povestești primul subiect, tot. Cu deamănuntul, tot ce ai învățat. Termin cu primul subiect, treci la al doilea subiect, cu deamănuntul. Termin la al doilea, treci la al treilea subiect. Dacă nu le-ai reușit pe toate în pauza de cafea, hai să-ți spun că n-am reușit să spun, am mai învățat și asta. Și ai de povestit pentru toată săptămâna, înțelegi? Fii înțelept. Ai prins momentul și povestești. Dar de ce? Ei au fost la beții la weekend și cineva o să înceapă a povesti cum, despre curviile lui, despre bețiile lui. O să povestească cât de beat când nu ține minte cum îl cheamă. Și lui nu-i rușine să vorbească despre asta, dar ți-i rușine să vorbești despre ce ai învățat aici, nu? Și spune, ce ai învățat? Am învățat asta. Hai să spun ce am învățat despre alegerea profesiei. Poate cineva are un copil care tocmai trebuie să aleagă profesia. Uite, ăsta e principiul, Ia-ți cu tine foile, să fii pregătit. A, mă uit aici, stai, înainte de discuții. Asta trebuie să vorbesc azi. Ai un plan. Ce vorbesc eu azi? Ce învăț eu azi pe oamenii care sunt cu mine acolo la serviciu? A avut Pavel un plan așa cu ei? Că dacă n-avea un plan, mai pregătea el din ei niște lucrători așa de bine. Cât Pavel a stat acolo în casa lor și a lucrat cu ei, a pregătit din ei misionari. Misionarii nu se pregătesc peste noapte. Deci asta trebuie mult să înveți pe oamenii ăștia, ca ei să știe așa cu deamănuntul Scripturile, că ei pe urmă l-au învățat pe Apollo, l-au chemat acasă și hai că-ți arătăm noi cu deamănuntul. Ăștia erau oameni experimentați, lucrători experimentați. Deci fă așa, la locul de muncă, spune la oameni, nu te rușina, spune, vorbește, gândește, dar despre ce spun, despre ce ai aflat? Că eu nu știu a spune Evanghelia, că nu știu, spune ce ai aflat, dragul meu, nimic, ce ai aflat de aici? Uite câte lucruri ai aflat aici. Iau pe rând, subiect, iată, despre locul de muncă. Ți-ai luat foaia cu tine, aia acolo, așa, hai să mai spun, asta, dar nu vrei să facem lecția asta? Întreb, hai să facem împreună. Dacă nu vrem împreună, lasă că eu îți povestesc. Și povestești, continuu. Așa, sora Angela Doronceanu a câștigat-o pe Victoria, nu? Victoria, așa a câștigat-o pe Cristina. Victoria stătea cu Cristina în gazdă și Victoria îi vorbea Cristinii. Uite asta, Angela a încercat odată, a încercat de două ori, Victoria la început se împotrivea, nu vroia să asculte nimic. Angela i-a dat cartea, ia citește cartea asta, i-a dat cartea, sfaturi din Biblie pentru tineri sau pentru cei căsătoriți, nu mai știu care. Da? Așa, i-a dat cartea, Victoria când a citit cartea, a pus-o pe gânduri cartea, atunci a mai vrut să mai citească, să mai afle și așa, ea l-a cunoscut pe Hristos. Poți face asta? Poți face, bineînțeles. Spune la oameni ce ai făcut, lucrurile care dimineața când ai făcut studiu biblic de dimineață, în disciplina ta duhovnicească, dimineața te-ai sculat și ai studiat, peste zi povestește asta.
Eu încă am observat ceva. Dumnezeu așa interesant orchestrează viețile noastre, că totdeauna parcă Dumnezeu îmi aranjează viața în jurul la ceea ce studiez din Biblie. N-ați observat asta? Parcă mi-o aranjează toată în jurul... Iată să vă spun. De exemplu, când m-am pornit de la Israel, când asta a fost? Vineri dimineață. Nu, joi dimineață. Joi dimineață când m-am pornit de la Israel, dimineață m-am sculat, dimineață tare, și am studiat capitolul 3 din Galateni. Când am reușit acolo la Kirilov ca să fac tot cursul și atunci eu îl fac până îl închei eu singur. Am studiat tot capitolul 3 și m-am pornit. A venit domnul care a mers cu mașina, cu mașina a mers din Ashkelon până la Tel Aviv, la aeroport. Și numai ne-am urcat în mașină, am făcut cunoștință cu el, l-am întrebat despre el, că așa știu și el, omul să-mi povestea, și mă întreabă el despre mine. Și am pornit discuția. El mi-a spus că merge la sinagogă, dar nu e prea religios, dar merge la sinagogă. Și apoi am pornit discuția și când am pornit, spune-mi ce crezi, zice, despre iudaism. El îmi spune, ce crezi tu despre iudaism? Ei, grozav, dar tot numai asta am învățat. Și când am început să-i povestesc tot ce am învățat în lecții, m-a ascultat cu gura căscat, om. Uite așa, acolo scrie asta, dar el nu știa tot, că toate când mergi la sinagogă, el nu știa toate astea. Știi că cu 430 de ani înainte de lege a fost cu Avram, Dumnezeu a discutat cu Avram, i-am povestit tot din capitolul 3. Parcă special Dumnezeu, știind că mă întâlnesc cu omul ăsta, de dimineață o aranjat, sau invers, o aranjat cu omul ăsta anume să vină, șoferul ăsta anume să vină, că el trebuia să audă despre asta. Și totdeauna am observat, așa Dumnezeu le aranjează, că ceea ce am studiat de dimineață, lucrurile cele trebuie să le spun în timpul zilei. Ori despre ele trebuie să scriu. Când îmi vine o întrebare, mă gândesc, dar ce am studiat dimineață? Are legătură cu ce am studiat dimineață, cu ce am studiat ieri, cu ce am studiat alaltă ieri? De acolo este răspunsul. Totdeauna Dumnezeu le orchestrează în felul ăsta. Deci fă așa, spune, vorbește la oameni despre Hristos. Nu te opri, spune ceea ce ai învățat tu, într-o atmosferă relaxată, bine, povestește familiei tale, prietenilor tăi, colegilor tăi, vorbește, nu te rușina, continuă vorbește. Și așa vorbirea noastră e totdeauna cu har și dreasă cu sare. Că ei știu, totdeauna asta o să spună ceva interesant. Când ne-am întâlnit cu colegii de facultate și pe domnul Streleț, îl cunoașteți toți, care a fost prim-ministru o perioadă scurtă. Noi am fost colegi de grupă la universitate și prieteni buni. Și el, un om deosebit, el a rămas un prieten bun totdeauna, indiferent cât de sus, nu s-a ridicat poziția, a rămas un prieten sincer și bun. Când ne-am întâlnit cu colegii de... Avem o înțelegere și totdeauna ultima sâmbătă din iunie ne întâlnim cu grupul. Să luăm o masă împreună, să discutăm. Și când ne-am întâlnit, eram în cer cu băieților, am venit și eu în cer cu băieții și băieții vorbeau, povesteau de-a lor. Dar domnul Streleț zice, o zis băieți, ia mai bine să ascultăm, să ne predici ceva, Vasile, să ne propovăduiască ceva, Vasile. Vasile, vrei să ne propovăduiești ceva, să ne spui ceva interesant? Ia să spune ceva interesant. M-am simțit foarte bine și eu numai abia așteptam, dar eu căutam unde să intru, știi, așteptam când e momentul să intru cu discuția, dar el deja mi-a deschis calea. Ei, așa la servici, dacă totdeauna vei povesti lucrurile care le afli, care tot ei singuri îți vor spune, ia zi, ce mi-ai aflat tu, ce mi-ai spus, ce a fost la voi la biserică, la voi este ceva interesant, ce mi-ai aflat, ce a fost? Îi spune, vorbește. Ultimul text, Matei 5, de la versetul 13 la 16. Voi strângeți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci când mai este bună la nimic, trebuie să fie repădat afară și tocată în țările de oameni. Voi sunteți lumina lumii. Voi cetatea așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-au fost lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să stăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Amin. Are vreo legătură cu felul cum ne purtăm la serviciu? Ce? Oamenii văzând faptele noastre bune acolo vor slăvi pe Dumnezeu, că ei știu că Dumnezeu e motivația faptelor noastre bune, așa-i? Relația noastră cu Dumnezeu dă faptele astea bune, frumoase. Dar încă, ce spune acolo? Voi sunteți lumina lumii. De asta m-a pus Dumnezeu acolo.
o cetate așezată pe un munte, e văzut. Dar oamenii nu pun lumina sub obroc. Cum ai putea la serviciu să pui lumina sub obroc? Obroc înseamnă coș, panier. Asta înseamnă obroc. Sub coș, ca să nu, să nu se vadă. Nu spui că ești creștin. Da, cineva a venit din armată și când a întrebat cum a fost în armată, de, că ai fost ca și creștin, ai avut de suferit în armată, o, nu, slavă Domnului, nu afla nimeni. Slavă Domnului? Nu, nu merge, da? Deci când nu vorbești, nu vorbești despre Hristos, nu spui nimic despre Hristos, ascunzi lumina. Nu, lumina trebuie pusă, e expus. Copilașii ieri au venit să-mi spună, o, noi am învățat un cântec, vreți să vă cântăm un cântec? Hai copilaș, cântați-mi un cântec. Dar stați puțin, zic, da, despre Iisus cântecul, dar cum? Da, grozav. Hai dar să-l punem pe Facebook. Nu, pe Facebook nu. Dar de ce nu vreți? Pe Facebook nu. Dar păi copilaș, dar nu vreți cântecul ăsta să-l audă și alți copilași să afle despre Domnul Iisus Hristos? Da, hai, îl facem. Da, da, înțeles. I-am convins. Când am spus că să afle și alți copilași despre Domnul Iisus Hristos, facem. Și l-am filmat și l-ați văzut la mine pe profil, este cum l-au cântat ei, au cântat, au spus. Ei, învățăm și noi ceva de aici. Deci eu sunt acolo la serviciu celălalt. Să afle oamenii despre Iisus Hristos, lumina nu trebuie ținută sub obroc, lumina trebuie vizibil. Și ca și creștin nu scapă ocazii să vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Așa mă mir când văd cum la creștini le spune, nu vreți să spuneți un cuvânt? Nu vreți să aveți un... Nu. Și se ascunde, nu. Abia aștept să-mi dai prilejul. Eu când nu-i prilejul caut, îl cer eu. Da, încă dacă mi-l dai tu. Abia aștept să ies. Abia aștept să ies că am să spun din Scripturi, am să spun despre Domnul Iisus Hristos. Dacă nu-mi dai, îl caut, îl văd unde, ce pot. O felicitare ca să spun din Evanghelie, aceea ca să spun din Evanghelie, ce pot ca să spun despre Domnul Iisus. Da, cu atât mai mult dacă mi-o dai ocazia și te ferești. Nu te feri, spune, nu. Lumina nu se pune sub obroc, lumina trebuie să lumineze. Acolo la serviciu la tine trebuie să lumineze lumina. Spune despre Domnul Iisus Hristos. Vorbește frumos, ai măsură, știi cum să o spui. Vezi că zice vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecare. Dreasă cu sare, care e diferența între o mâncare cu sare și fără sare? Gustul, adică ai interes, așa? Exact aceeași mâncare, dacă nu are sare, nu e interesantă, dacă are sare, e interesantă. E, uite așa trebuie să fie și discuția noastră, interesantă. Noi când spunem la oameni, le place să asculte, că noi iar o să zicem ceva interesant, ceva care îi pune pe gânduri, îi pleacă acasă să se gândesc. În cultura noastră, mesajul e lăsat de multe ori, dacă cheamă pe cineva în ospiție, atunci îți gândești numai decât să fii curat în casă, important. Să fii masa bogată, important. Dar nimeni nu-și pune întrebarea ce o să discutăm la masă. E, în Asia, lucrurile stau diferit. Odată eram cu sora mea, cu fratele Costel și îmi pare cu fratele Grigore Palanciuc în Tajikistan. Și ne-a invitat o familie din biserică de tagici. Într-o cameră au pus pierne pe jos ca să mâncăm cum se mănâncă la tagici. Ne-am așezat jos, ne-au pus pierne să ne fie comod. Domnule, omul acela un om simplu. Ce frumos ne-a întreținut omul acela discuția. Noi parcă am fost la un spectacol, știi, un spectacol întreg, așa de bine el. Ne-a vorbit despre țara lor, un om simplu, fără școli mari, fără nimic, nu știu ce. Un paznic îmi pare că lucra. El așa de frumos ne-a vorbit despre țara lui. Ne-a prezentat fiecare membru din familie, mărturia fiecărui membru, cum a crezut în Domnul Iisus Hristos. Dar așa de interesant le spune că l-ascultam cu gura căscată toți. Stăteam așa, toată discuția, că ne-a întrebat despre noi, despre fiecare s-a interesat. El așa bine a aranjat. Pur și simplu un artist. Altădată, trebuia să predam prin Asia și trebuia să plec dintr-o țară în alta să predau, dar aveam vreo 3 zile să stau în Uzbekistan și nu aveam program în Uzbekistan. Și atunci frații la care m-am oprit mi-au zis avem o vilă într-un sat, vrei să stai la vila aceea, e frumos, e liniștit, e primăvară era, poți stai acolo să-ți faci lucru, că aveam mult de lucru. Oh, da, bineînțeles, mă duc acolo.
și să nu stai în gălăgie din oraș, să nu te deranjează nimeni. Foarte bine, mă duc acolo. Și ei au vorbit cu vecinii uzbeci ca să se îngrijească de mine, să-mi facă mâncare, să mă hrănească. Asta era responsabilitatea lor, doar să mă hrănească. Dar oamenii ăștia foarte inteligenți, care la oameni cu școli mari, cu doctorate, nu vezi inteligența ce. Ei, nu numai mâncarea gustoasă, totdeauna când mă așezam la masă, se așezau amândoi cu mine și îi întrețineau, mă întrețineau, întrețineau discuția. Și de fiecare dată aveau un subiect interesant și așa de interesant îmi era. Ei îmi povesteau despre Uzbekistan. Odată ne-am așezat și mi-au povestit despre satul lor. Atâtea lucruri interesante. Deci, evident, erau pregătiți, ei nu instant acolo le scoteau. Ei au venit pregătiți la masă. Ce știau? Acum la masă o să vorbim despre asta, despre asta, despre asta. Gata, discuția foarte interesantă. Apoi ne așezam altă dată, îmi povesteau despre credința lor. Erau musulmani. Musulmani mi-au povestit despre credința lor. Altă dată mă întreba despre credința mea. Cum e credința mea? Întrebări care le aveau din Biblie. Așa de frumos a fost discuția cu oamenii. Și am primit o desfătare de fiecare dată. Nu atât am era de masă, cât eu mă desfătam de discuția cu ei. Că ei o pregăteau. Deci trebuie să fii înțelept. De fiecare dată pregătește discuția. Când mergi la serviciu, nu te gândi numai că am asta, asta. Nu, eu trebuie să-mi pregătesc mesajul pentru colegii mei. Ce discut eu azi cu colegii mei? Ce subiect eu să le aduc în discuții? Ce lucruri le spun eu la colegii mei? De la lucru vin acasă. Ce voi discuta cu familia mea azi? Am eu ceva frumos și ziditor pentru familia mea? Am eu un mesaj ziditor pentru familia mea? Când vom sta la masă, ce discutăm? Ce subiect îl aduc în discuții? Ce facem ca să fii ziditor? Ca și creștini, numai decât totdeauna ne gândim la subiectul care îl discutăm. Și atunci, dacă te pregătești, vorbirea este cu har și dreasă cu sare. Dacă nu te pregătești, vorbim aiurea, lucruri de nimic care n-au nimic, n-aduc nicio zidire nimănui. Să răspundem la întrebările de aici. Cum crezi că ar descrie spiritualitatea ta colegii de serviciu sau de studii? Întrebare personală. Cum crezi că te-ar descrie pe tine? Dacă ți-e greu să înțelegi cuvântul spiritualitate, cum, ca și creștin, cum te-ar descrie pe tine ca și creștin? Aspectul creștin a vieții tale, cum l-ar descrie? De exemplu, ar spune un om excepțional. Niciodată nu întârzi, niciodată nu vorbește de rău pe nimeni, totdeauna sare în ajutor, totdeauna dă întâietate la alții, totdeauna spune ceva despre Domnul Iisus Hristos, totdeauna interesant vorbește. Sau este un om morocănos, nu spune nimic. Niciodată nu vine cu noi, totdeauna se separă, stă într-o parte. Un sectant. Un sectant întunecat. Deci zic un sectant întunecat, nici măcar nu știu ce gândești tu, ce știi tu, ce spui. Că dacă ar afla lucrurile care le cunoști tu, ar zice, domnule, atâtea de multe știi omul ăsta. Atât e de educat omul ăsta, atâtea de multe lucruri știi. Totdeauna vorbește lucruri interesante. Omul ăsta e înțelept. El totdeauna e decizii înțelepte. Dacă am o problemă, trebuie să mă duc să întreb părerea lui, că el totdeauna o să-mi dea o părere înțelept. E ceva zic. E ceva între ei cred despre tine. Cumva te descriu. Dacă vine un om nou la serviciu și i-ar întreba pe colegi, cât tu încă nu ești venit sau tu ești plecat. Dar ce puteți să-mi spuneți despre omul ăsta? Cam ce crezi că ar spune ei? Dacă vine un coleg nou în clasă la tine și în lipsa ta îi întreabă pe restul colegilor, dar cum e cu baptistul este de la voi, cu baptista asta de la voi din clasă. Ce ar începe ei să spun? Ei, întunecate. Că nu vorbește nimic. Nu? Sau or spune foarte ferm pe convingerile, foarte bine cunoaște, o persoană deosebită, foarte sensibilă. Dacă ești într-o nevoie, prima o să fie persoana asta lângă tine. Dacă ai o problemă, persoana asta o să fie lângă tine. Sau, dacă persoana este expus un lucru, poți fi sigur că nu împrăști, nu umbli cu vorbe, nu face de astea, poți avea totdeauna nădejde din persoana asta. Ce vor zice ei? Ei ceva vor zice despre tine. Scrie acolo, ce crezi că ar spune ei? Care e impresia lor? Acum, cum te raportezi la conducătorul tău și ce spune sau crezi că ar spune el despre maturitatea și trăirea ta duhovnicească? Cum te-ar descrie pe tine? Cum te descrie pe tine conducătorul? Ce impresia are el despre tine?
Zicem, dacă l-ai întrebat, el ar zice, o, da, ăsta e grozav lucrător, domnul. Domnule, la ăsta mă înțeleg din priviri cu el. La ăsta, când i-am spus un lucru, niciodată în viață nu trebuie să verific pe omul ăsta. Ăsta totdeauna va face lucruri la cea mai înaltă calitate, nu trebuie să verific. La el este un om de onestitate, un om cinstit, un om care se poartă cu atâta respect, mi-arată totdeauna, un om care ține la mine, mă iubește, mă apreciază ca și conducător. Așa este omul ăsta. Sau, deci, o, e un rebel, nu-i pot zice o vorbă. A, sau sub pretext că suntem creștini, face abuz, nu-și face lucrul la timp, întârzii totdeauna, pleacă mai devreme la lucru, se face că lucrează, dar de lucrat nu lucrează, ar mai trebui să mai pun încă doi lucrători din urma lui ca să-i facă lucrul lui, că el este un lucrător rău, nu-și face lucrul bine. Deci ce crezi, cum te-ar descrie pe tine conducătorul tău, profesorul tău, cum te-ar descrie el pe tine? În ce fel? Cu ce cuvinte te-ar descrie? Și conducătorul ar zice, când îl văd, mi se luminează fața când îl văd, că așa e de bun lucrător, așa, omul ăsta mă sunt bine, plăcut. Sau când îl văd, mi se întunec fața, că știu că iar vine cu o supărare, nu? Mi se întunec fața, că știu că iar ceva nu a făcut, iar cu o plângere, iar cu niște lucruri care... Deci, cum ești, cum te-ar descrie pe tine? Următoarea întrebare, cum vestești Evanghelia și faci ucenici la locul de muncă? Și ce roade ți-a dat Dumnezeu până în prezent? Și de exemplu, toți colegii de clasă, rând pe rând, le-am vorbit la toți despre Hristos. Și după ce le-am vorbit la toți rând pe rând, iar le mai vorbesc rând pe rând la toți, iar rând pe rând, am un plan, continuu urmăresc planul, iar... I-am invitat la biserică pe toți colegii. La toți colegii le-am dăruit câte un Nou Testament. La unii le-am dăruit și o carte. I-am abonat la Ziarul Liber. O, duminica, iau Ziarul Liber, Ziarul Moldova Creștină și îl dau la toți colegii. Când vin, dau la profesori, îl dau... Ce roade am? O, unul din ei a crezut în Domnul Iisus Hristos. Doi, trei s-au botezat. Urmează pe Domnul Iisus Hristos. Alții au întrebări multe. Doresc să știi mai mult. Sunt interesați să știi mai mult alții. Alții au fost la tabără, au venit la seminar, au făcut astea. Ce au făcut? Ce au făcut colegii? Da? Angela poate spune. Victoria a venit, s-a botezat, avea de trecut printr-o perioadă grea a vieții, trece biruitoare, merge înainte. Victoria, la rândul ei, i-a spus Cristinei și așa, da? Deci înțelegi cum acționezi la locul de muncă. Poți și despre Victoria? Da, da. Foarte frumos, e face studiu cu mama ei, cu o soră din sat, mă telefonează pe mine și îmi spune, soră, profesor, te rog frumos, trimite-mi și mie niște cărți de studiu biblic, să fac și eu cu familia mea, și mie e rușine să-i spun, să o întreb pe mama Victoriei, că lucrează împreună. Ce studiu fac, cum fac, dar-s gelas pe ea. Trimite-i și mie. Și aceea de departe, de la distanță, face studiu prin Skype, da? Hai, venit aici. Foarte frumos, foarte frumos. Deci, vezi, poți face. Poți face. Ce vei face de acum înainte, ca lumina ta să lumineze înaintea colegilor de muncă sau la studii, la școală, să lumineze înaintea conducătorului tău lumina ta și a tuturor oamenilor pe care îi întâlnești tu acolo, cu care interacționezi acolo la locul de muncă, clienții, nu? Pe care îi deservești, la toți, lumina ta să lumineze. Când ei se întâlnesc cu tine, ăsta e un om care aduce lumină, lumina Evangheliei vine prin omul ăsta. Deci ce vei face? Fă ceva de acum înainte. Ia o atitudine frumoasă. Trăiește frumos de acum înainte.